Bună ziua, dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, ascendent, nodul nord în săgetător. Am revenit cu partea a doua, ascultați și prima parte, s-ar putea, de cele mai multe ori, are legătură cu prima parte. Acum vorbim despre voi și cine o vrea să apară în cărți, voi în relație cu cineva. Cărțile s-au oprit la 8 de cupe, 8 de cupe, detașare emoțională, dragii mei, detașare, că cineva se detașează de voi, că voi vă detașați de o situație în care nu v-ați simțit împliniți emoțional și mergeți cu succes către, iau ce frumos, către destinul vostru, către, și ce, până ajungeți la destin, la stea, ce frumos, eu zic că sunteți voi. Poate unii lăsați un semn de apă în spate sau nu neapărat să lăsați, vă detașați emoțional până persoana respectivă ia o decizie, dar, repet, poate să nu fie semn de apă. E o situație, sau mai multe situații, care v-au uscat sufletul. V-au uscat sufletul și voi aveți nevoie de succes, aveți nevoie de pasiune și de vindecare. Asta înseamnă steaua. Mergeți către vindecare și vindecarea vă va aduce și inspirația divină și personajul care vă vindecă și personajul care vă inspiră către destinul vostru. Și uite, așa se va schimba, ce frumos, după ce vă vindecați, schimbați energia, roata norocului are Jupiter, da, aici sunteți voi, și puteți manifesta sufletul pereche darmic îndrăgostiții și puteți pune cărămidă de susținere la această relație. Asta, dacă învățați să vindecați, da, am înțeles mesajul, dacă învățați să vindecați, că totul e o chestiune de vindecare și să schimbați energia, dacă vă ridicați deasupra acestor energii, ego, consum energetic în situații care nu vă cresc, învățați lecția spirituală, că asta e lumea. Lumea este Saturn, varianta pozitivă, ca să puteți avea relații profunde și atractive, suflete perechi, da? Trebuie să învățați să depistați ego, să depistați consumul de energie, cei care vă cer mai mult decât oferă, da? Cei care vor să aibă întotdeauna ultimul cuvânt, că sunteți voi, că sunt ei. Ridicați-vă deasupra acestor tendințe, că toți avem aceste tendințe, măcar din când în când. Ei, și când vă ridicați, simțiți că aveți putere, că sunteți, aveți putere prin credință, prin tradiții, prin religie, prin ce vreți voi. Prin Dumnezeu, da? Puterea și marele preot. Și puteți manifesta aceste relații, v-am zis, care vor veni într-un mod, ia uite, care vor aduce și vindecare și stabilitate. Acum, v-am zis, pentru vindecare trebuie timp. Pentru unii steaua poate să însemne și o persoană publică. Dacă vreți, dacă vreți, care vă inspiră, ce am zis mai devreme, energia generală dintre voi și încă cineva. Oh, ai mă, nu-mi place, nu-mi place, uite, Jupiter, roata norocului, nu-mi place. Posibil semn de aer, dar nu obligatoriu, am văzut și rechinul care poate să fie semn de apă, foarte sarcastic, da? Orice semn poate fi aici, argumente, ego imens, posibil un trio, discuții, uf, nu-mi place. Dar schimbați energia și mergeți cu victorie, iar detașați-vă emoțional. Ce frumos, cineva, am zis, cineva va duce o cupă, va duce ceva, o idee, se face un schimb energetic, emoțional și de la 8. Ajungeți la 9, vă oferă cineva acea cupă care acum e undeva în aer, da? Sunt stelele. Da, acea stea care am văzut mai devreme. Există cineva sensibil, l-am văzut și la etalarea numărul 1, și spiritual, un personaj, un profesor spiritual, un profesor spiritual care vă oferă o variantă și care vă întărește. Ia uite, iar persoană publică, puternică, puterea. Ce frumos! Și iar vă oferă acest valet de monede, nu știu cât se vede, da? Valet de monede, vă oferă ceva. Așa văd acum. Și așa
Aș vrea să fie, pentru că nu-mi place energia aceasta. Deci energia asta e între voi și încă cineva. Haideți să vedem. Ce simțiți voi? Uf, ok. O, asul de monede invers. Simțiți că nu puteți pune bazele, nu puteți avea o relație de lungă durată stabilă. Nu se poate manifesta stabilitatea. Aici sunteți voi, interesant. Interesant, sunteți voi, plin de pasiune. Ia uite. Ați vrea, vă doriți să, ia uite, să construiți o relație stabilă și pasională și stabilă, da? Cu un suflet pereche, cu flacăra voastră geamănă. Dar pentru asta trebuie să vă conectați la divinitate, să vă ascultați intuiția, îngerii. Pentru unii vreți să vă împăcați, dar acest suflet, poate unii aveți probleme acasă. Cineva v-a rănit acasă. Pentru alții e un semn de apă care v-a rănit. Sau poate e rănit de voi, iar variază, că știu și povestea, și varianta una și varianta a doua, da? Semnul de apă e rănit, alții, săgetătorii sunt răniți în relație cu un semn de apă, variază, da? Suflete pereche, or fi. Dar nu toate sufletele pereche sunt și darmice, unele sunt karmice, da? Și apare iar separarea, justiția, trebuie să facă justiție și justiție, ia uite, sunteți voi într-un semn de apă pentru unii, pentru alții justiția înseamnă vindecare, creștere spirituală, bucurie, independență financiară. Ce simt ei? O să clarific și asupra. Ce simt ei? Deci voi simțiți că ei nu sunt stabili. Asta simțiți. Simțiți față de ei că nu sunt stabili. Normal, cu energia asta mentală negativă. Doamne ferește. Ar trebui să fii orb să nu vezi. Cu asemenea energie mentală n-ai cum să fii stabil. Probabil unii sunt și mai certăreți. Ce simt ei pentru voi? Săgetătorilor. Unde e? Judecata. Pe de o parte, ei simt că voi ați vrea o împăcare, unii dintre voi. Unii, nu toată lumea vrea împăcare, da? Pe de altă parte, sper să nu fiu întreruptă. O să clarificăm, e judecata. Trebuie să stea și să judece. Trebuie să stea și să judece. Pentru că pentru mine această carte reprezintă Pluto. Ei simt că într-un fel sau altul îi transformați, am înțeles. Îi transformați mental și din acest motiv apar conflictele. Unii nu vor să adopte schimbarea, sunt foarte încăpățânați. Cu regele de monede sunt foarte încăpățânați. Încearcă să se detașeze emoțional. Și în loc să ofere profunzime, oferă. Ia uite. Da, sunt încăpățânați cu 4 de monede, cu 8 de spade, fixați în niște idei. Și comunică destul de imatur, destul se repede în comunicare. Vorbesc înainte să gândească unii dintre ei. Și se creează această stagnare. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi, ei simt că sunteți voi persoane stabile, dar nu sunt ei stabili și atunci se detașează emoțional și merg către lucruri mai simpluțe, înțelegeți? Mai simpluțe, pentru că se grăbesc. Dar simt că este nevoia de o transformare 8 de spade, iar e transformare mentală în relație cu voi. Asta în cazul în care voi sunteți cei stabili. Pentru că sunt mai multe tipuri de oameni care ascultă această etalare.
Hai să clarificăm. 8 de bâte, de monede invers. De ce este invers 8 de monede? Ce este invers? Ce este invers? Clarific 8 de monede invers. Ce simte săcecătorul? Poate nu vreți voi stabilitate. Este și varianta asta. Poate voi nu vreți stabilitate, pentru că se zice că săgetătorii doi iubesc libertatea. Iar. Iată. Ce simțiți? Ce simțiți pentru ei? Repet. Posibil, pentru că unii dau, hai să zic, măcar două variante. Pentru cei care ați vrut stabilitate și nu s-a putut manifesta cu personajul acesta, vreți să o luați de la zero. Alții simțiți că ei sunt instabili și cam nebun, cam risc, așa, cam risc. Cam vulcanici, pentru că e un Marte, e Uranus. O iau așa, se avântă. Iau, 3 de cupe. Vor distracții. Și adesea, pentru că sunt independenți, pentru că sunt singuri, 9 de monede, e o persoană singură, dar care îi place să stea cu prietenii, cu la-la-la, se blochează comunicarea și iar simțiți că rămâneți în frig, în ceață. Se comunică imatur și această imaturitate, această fugă de responsabilitate, fugăciosul, vă creează dureri de cap. E o persoană imatură. Eu așa văd. Clarificăm judecată. Nu sunt multe. Sunt prea multe. Da. Clarificăm judecata. Asta? Ia uite. 8 de cupe. Ei vor să se detașeze emoțional. În ce simt? Eventual, dacă voi vă detașați, dacă voi vreți să luați de la zero, o să simtă. O să simtă. Că sunt persoane care simt. În principiu, intuiesc, da? Repet, iar dau două variante, cel puțin. Pe de o parte, ei simt că vă detașați emoțional și vreți să vă refaceți viața. Pe de altă parte, ei simt că le transformați viața și s-ar putea această transformare să o primească într-un mod negativ și din acest motiv să se detașeze emoțional, pentru că nu vor să accepte schimbarea. Ia uite, da, am zis bine. Apare acest hoț, persoană care vine pe furiș. Simt și ei că trebuie vindecată situația, că trebuie discutat adevărul, altfel unul fuge, altul lasă în ceață, iar 4 de spade poate să reprezinte și o situație în care nu comunicați, da? Nu se comunică din cauza cui? Ego-ului. Posibil că, foarte posibil, să vă acuzați unul pe celălalt. Niciunul, eu așa simt, niciunul, nici celălalt nu aveți încredere unul în celălalt. Nu aveți încredere. Aveți impresia că ălaltul e mai mincinos, mai prefăcut, mai așa, 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 așa. Hai să clarificăm în continuare. Clarificăm nebunul. De ce e nebunul la săgetător? Ce reprezintă nebunul? Confuzii. Și iar dau două variante. Pe de-o parte, simțiți confuzie față de acest semn de apă sau neapărat semn de apă. Situație, personaj, care vă aduce confuzii. Chiar dacă unor mai visați, tot e o confuzie. Pe de altă parte, a doua variantă, dacă îi considerați instabili și cam nebunatici, simțiți că ei au alte opțiuni, nu doar pe voi. Da? Eventual încercați să-i spionați sau simțiți că vă spionează ei. Ia uite. Și vă creează griji. Iar semn de apă. Ia să vedem. Ce zice de acolo. O situație secretă și toxică, dar în acest context a fost o aventură pentru unii. În acest context.
Pentru unii simțiți că această dragoste este un vis, este un ideal. Încă nu știți, încă nu știți cum să-l manifestați. N-aveți știința. Pe de-o parte, intuiți că e o situație nepotrivită, cel puțin nepotrivită, dacă nu toxică. Iar apare semnul racului. Racului pentru că e faetonul. Ați dori să călătoriți? Iar apare moartea turnului. Și aici. Ați dori să călătoriți, dar cred că simțiți că veți fi dezamăgiți. Mai devreme sau mai târziu apar iar lacrimi după această călătorie și apare moartea și turnul, ruptură. Nu am văzut și semnul leului, dar ar fi și un soi de inspirație divină. Clarifică un om de cupe. Ce complicată situație. Obdecupe iar. Iar apar aceste cărți. Doi de bâte și regele de spade. Iar detașare emoțională ca să poată să decidă. În tăcere. Eventual vor să aibă control mental asupra voastră. Semn de foc, semn de apă. Unul plânge, altul... Da, iar apar, ia uite, moartea, transformarea și turnul, separarea. Dar după separare apare inspirația divină, soarele. Dacă vă separați, lăsați separarea să se întâmple pentru că apare inspirația divină și veți înțelege lucrurile. Veți putea înțelege de ce a suferit în relație cu acest personaj. Semn de apă sau semn de aer, iar apare și semnul de aer, da? Pentru că este energia comună între voi. Este din partea lor, că e din partea voastră, există un semn de aer. Repet, poate să fie o persoană geloasă în preajma voastră și să influențeze pe ei, dacă nu pe voi, pe ei. E un personaj foarte gelos și influent, dar negativ. În acest motiv apar confuziile, momentul de decizii, tăcerea. Clarificăm în continuare ce simte cu... Nu-s multe. Ce simte să citătorul? De ce șapte de cupe? Șapte, scuze. Interesant este că a venit 10 de monede invers. 10 de monede. Dacă cineva a fost într-o relație de lungă durată, iar apare semn de pământ, relația se cam dărâmă. Adică stabilitatea, abundența. Pe de altă parte, sunteți confuzi în legătură cu stabilitatea situației. Nu văd stabilitate. Nu vedeți cum puteți crește, cum puteți avea abundență împreună în condițiile astea. Ce ar trebui să facă săgetătorul? Să decidă. În acest moment, chiar dacă sunteți îndrăgostiți, trebuie să decideți. Nu putem trăi în confuzie. Ia uitați ce aveți. Da? Alegeți. Și alegeți, repet, de câte ori pot creșterea spirituală. Iar apare. Dacă nu este un triunghi amoros, este cineva care iubește distracția. Și asta blochează. Vă blochează într-un fel. Însă, dragii mei, alegeți, da, între alegeți, interesant că apar doi, alegeri înseamnă și doi de spade, da? Amândouă înseamnă alegere, da? Ce aveți de făcut? Ori lăsați în urmă semnul de pământ sau semnul de apă, mai mult sau mai puțin, nu e obligatoriu, da? Persoana care este independentă și îi plac distracțiile, sau care este un pic cam imatură și alegeți pe partea cealaltă, da? Apare transformarea.
Încheierea ciclurilor dureroase, apare vindecarea, apare valoarea, stabilitatea. Încheiați un ciclu dureros și ia uite, vindecarea. Repet, pentru unii poate să fie vindecare de un semn de pământ, de un semn de apă, de un semn de aer. Mie e indiferent de cine. Important este să vă vindecați și să creșteți spiritual și să vă găsiți valoarea adevărată și să vă găsiți stabilitatea. Pentru mine asta e cel mai important, nu semnele. Voi vi le găsiți, treaba voastră, pot să fie mai multe, da? Că apare 5, da? Iar apare un triunghi, da? Sunt două persoane și încă una. Apar. Cu fi semn de aer, cu fi, ori fi discuții, cu ea a treia persoană, repet, variază. Clarificăm îndrăgostiții. Ia uite! Asta, luna. Ce frumos și marea preoteasă. Dragii mei, aveți aici, pe de-o parte, două semne de apă. Și luna înseamnă pești, rac, scorpion și marea preoteasă înseamnă pești, rac, scorpion. Însă iar văd lucrurile, uite așa. Uite așa. Am zis și la prima prezentare. Există un personaj care vă poate ghida această mare preoteasă. Dacă nu-i personaj, este intuiția voastră, este capacitatea voastră de a înțelege lucrurile profunde, astrologie, tarot, comunicare cu îngerii, varianta superioară a acestei mari preotese, asta înseamnă. Luna înseamnă secrete, frici emoționale, lucruri ascunse, alegeți creșterea spirituală. Eventual, lăsați în urmă, dacă ar fi vorba să alegeți, amândouă și luna și marea preoteasă înseamnă secrete. Lăsați secretele, lucrurile ascunse, nu confuze, ascunse și alegeți ghidajul, ia uitați-l, ghidajul divin. Sufletele, orice pereche, de orice fel. Ah, ce frumos! Alegeți vindecarea, asul de cupe. Cineva vă oferă posibilitatea să vă vindecați. Și încercați să blocați, că sunteți voi semn de foc, pe cei care v-au lăsat în lacrimi și în ceață. Blocați-i ca să primiți, că altfel nu primiți, vindecarea. Primiți vindecarea de undeva. Am zis-o și la prima etalare. Primiți vindecare, inspirații, emoții pozitive, ghidaj. Ce au ei de făcut? Interesant. Și în momentul în care alegeți ceea ce este bine pentru evoluția voastră, manifestați acel cuplu divin, varianta lui pozitivă, cu fi cu altcineva, foarte posibil. Ia uite, ei, valetul de cupe invers. Trebuie să fac așa. Vedeți? Nu prea-i văd încercând să se... Dacă era în poziția aceasta, ar fi încercat să se împace, dar a venit invers. Ce ar trebui să facă ei? Să-și rețină această cupă. Pentru că nu pot să ajungă. Deocamdată ei nu ajung la 9 de cupe. Dacă ar fi fost în poziție normală, ar fi ajuns la 9 de cupe, la dragoste de sine, stimă față de sine și ar fi putut să manifeste varianta lor superioară frumoasă. Dar deocamdată ei trebuie să înțeleagă, să aleagă și să comunice cu divinitatea. Am senzația, așa simt, că vor să controleze mental, să domine, să aibă control. Așa văd. Nu degeaba a apărut 5 de spade comun, energie comună între voi doi. Hai să clarifice. Trebuie să vindece. Trebuie să se echilibreze mental, asta înseamnă echilibru 4 de spade. Ia, să găsească adevărul într-o situație în care s-au fofilat. Cu fi semn de aer, poate există un semn de aer în viața lor. Poate n-are legătură cu voi, da? Și a influențat, iau, le-a creat conflicte. Și voi și lor. Conflicte acasă, iau. Foarte posibil,
foarte posibil, dacă simțiți că nu sunteți voi în această poveste, repet, ei au de ales între voi și altcineva. Cu fi semn de aer, cu fi un personaj rece, distant, care le creează disconfort și atunci nu se pot concentra pe oferta lor, voastră, iar variază. Ideea este că ei deocamdată nu vor să ofere nimic și era să fac ce trebuie să facă ei. Clarificăm valentul de cup invers. Regele de monede. Eventual trebuie să-și găsească stabilitatea financiară, puterea, în situații conflictuale acasă, poate au acasă și voi nici nu știți, 4-4, 4 de bâte, 4 de spade, trebuie să găsească adevărul, iar dacă voi nu vă simțiți aici acel hoțoman, da, foarte posibil să fie altcineva în preajma lor. Foarte posibil. Dacă a fost totuși o aventură, acceptați-o și înțelege situația. Dar, ia, mai clarificăm o dată. Sper că m-auziți, da? Clarificăm regele de monede. Ia uite. E o situație acasă. E o relație. 10 de băte. Regina de cupe. Deocamdată această regină de cupe este doar un ideal, pentru că apare 4 de monede, stagnare, decepții, lacrimi, doar un ideal. E doar un vis. Probabil, pentru unii, această regină s-a decepționat într-o altă poveste și nu poate să manifeste nimic cu voi, pentru unii. Sfatul lor este să-și mențină echilibru. Căsnicia, eventual. Mai dăm o carte. Sau să-și asume responsabilitățile care îi duc către stabilitate. Sper că faceți diferența între mesaje, da? Clarificăm de ce te pute. Să meargă faetonul, semnul oracolului, pentru unii. Dar semnul oracolului nu vrea să ofere nimic. Nu vrea să ofere nimic. Eventual, pentru că este foarte încăpățânat și asta vă consumă pe voi, puteți să fiți voi. Iar, aici sunteți voi. Voi trebuie să vă vindecați. O situație care v-a dat dureri de cap într-un fel sau altul. Iată. O aventură care a devenit toxică. Amândouă. Și valetul și puteți să fiți voi, evident că vă reprezintă semn de foc, dar a devenit situația toxică. E un triunghi. Sau, dacă nu e triunghi, este un dezechilibru. Unul oferă mai mult decât primește. Unul, ați auzit, da? Unul oferă mai mult decât primește. Care o fi acela, voi trebuie să știți. Că nu vreau să vă judec sau să spun una sau alta. Să ziceți, nu, că ăla, la altul, variază, că sunteți mulți. Sunteți mulți. Ce vă blochează situația? E acolo, faetul. Ia uite. Blochează situația.
Iar apare semnul de aer. Mai, între voi este un semn de aer. Pe de-o parte. Pe de-o parte, mă auziți? Între voi este un semn de aer pentru că este și energia comună, da? 5 de spade și acum blocaj, regina de spade. Și apare și triunghiul. Există un personaj între voi doi, nu obligatoriu semn de aer, dar un mental negativ. Un mental negativ, că nu vreau să dau vina pe semnurile de aer că sunt ele nu știu cum. Dar așa reprezintă cărțile. Este un personaj cu un mental negativ, care vrea să controleze. Eventual, dacă ei sunt căsătoriți, că apare aici regele la ei. Regele de spade este perechea lor. Au o pereche. Să zicem. Ia uite. Și aici sunteți voi. Vă blochează, da? Sunteți voi, semn de foc, stagnare. Creează stagnare. Și conflicte. Voi vreți victorie, dar aveți conflicte. Și trebuie să învățați lecția spirituală. E o lecție spirituală. Da? Să încheiați acest capitol. Să vă ridicați deasupra acestui capitol. Și să fiți mai defensiv, să vă apărați pe voi. 7 de bute. Ia. Clarificăm regina de spade. De ce blochează? Regina de spade, de ce blochează? Ia uite, transformare. Am vorbit de transformare, apare moartea. Situația asta trebuie ori să se transforme, ori să se încheie. Eventual vă vedem și ce susține. Pentru că este blocaj. Până nu încheie ei situația cu acest semn de aer, se blochează povestea cu voi. Pentru unii, pentru alții, această situație mentală sau acest personaj cu un mental negativ le blochează transformarea. Transformarea apare și aici, emoțională, 8. Le întârzie renașterea. Emoțională. Așa văd. Yo, wow! Capricorn, scorpion, semn de aer. Mai mult sau mai puțin. Wow! Triunghi? Poate să fie și semn de pământ. Da? Și aici sunteți voi, săgetătorii. Nu-mi place. Nu-mi place. Puf. Ce vă susține? Mergeți mai departe, comunicați, simtiți, cum am zis mai devreme în această carte, simtiți către nori, către creștere spirituală. Ce vă susține? Ia. Eventual, un personaj... Un alt personaj care are marcaj pe semne de foc, zic marcaj. Pentru că au apărut două cărți de foc și a apărut casa 12-a peștilor, a necunoscutului. A necunoscutului. N-aș vrea să vă creez scenarii despre anumite personaje, nu. Nu asta vreau să vă creez. Vreau să vă spun că puteți să țintiți către transformarea voastră într-un mod creativ, ca să înseamnă regina de bâte, e creativă, într-un mod magic. Și această magie, că am văzut și Marea Preoteasă când trebuie să alegeți la voi, Marea Preoteasă, pe partea voastră, da? Dacă e să alegeți între lună, da? Între lună și Marea Preoteasă, alegeți Marea Preoteasă, pentru că Marea Preoteasă are și variantele, da? Superioare. Magie. Intuiție. Dar, vindecare prin spiritualitate. Și zic de vindecare pentru că aveți aici spânzuratul. Înțelegeți lucruri din altă perspectivă. Acceptați inspirația, ca să faceți. Și am vorbit și la prima parte de inspirație. Acceptați inspirația divină. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Regăsiți-vă încrederea în voi, ca să face. Regăsiți-vă șarmul, regina de bute. Asta în cazul în care nu e o persoană care așa se manifestă. Și către care vă puteți duce călătorie, da?
călătorii, există și varianta asta, dar și n-aș fi vrut să o zic, da. Cineva cu marcaj în leu, perbec sau săgetător, da. Și din cauza care marcaj, oarecum sau... oarecum vă înțelegeți măcar dintr-o altă, altă perspectivă. Însă, mesajul general ar fi să țintiți, să mergeți către creștere spirituală, către înțelegerea lucrurilor profunde, lucrurile profund, pardon. Și ceea ce înțelegeți, informațiile pe care le primiți, noile informații, inspirația divină, da, inspirația divină e cea, această lumină, în această situație încălcită pe care am etalat-o până acum, exprimați-o, pentru că asta fac bâtele, exprimați-o cât mai creativ, pentru că regina de bâte e creativă, are o floare în mână, floarea, da, floarea soarelui, conectată la soare, la energia solară, conectați-vă la energia solară. Și atunci primiți inspirație și creativitate. Vindecați-vă. Vindecați-vă. Da, cam asta este etalarea pentru săgetători. Deocamdată, vedem. Sper să reușești și la jumătatea lunii. Vă pup. Pa, pa. Pa. Bate soarele. Uf!